talentată și foarte aprinsă. Doar atât vreau să vă spun, suntem spre finalul celei de-a doua ore deja de dezbatere. Sigur că a trecut foarte repede. Asta pentru a vă lăsa posibilitatea nu doar de a adresa întrebări, dar și de a lua autografe și sunt sigur că doriți să schimbați câteva cuvinte cu autoarea volumului. Vă rog. Da, vreau să mă apăr în primul rând. Pentru că în momentul în care am vorbit despre cum am citit și mai ales ce am citit în acest roman, am răspuns din perspectivă proprie, era aceea, cum ai citit tu? Deci așa am citit eu. Evident că este un roman și prin felul în care am citit și ce am citit, mie mi se pare că este laudativ, adică este atât de amplu, de complex pentru și pentru o persoană care știe un pic despre ceea ce este vorba în roman și pentru, mai ales pentru persoane care nu sunt neapărat în zona aceasta a interbelicului și a școlii gustiene. Deci a fost o lectură personală. Și după aceea ceva legat de înțelegerea trecutului prin prezent, legat de roman, de momentul în care se petrece acțiunea. Și chiar m-a amuzat când vorbeați mai devreme că Larisa chiar este acuzată de înțelegerea trecutului prin prezent. Deci aici este chiar o acuză. Și foarte, foarte puțin voiam de fapt să mă opresc asupra unei... Sunt trei zone, trei momente din roman care mi-au plăcut extrem de tare, nu doar ca sociologă sau ca istorică, ci mai curând ca persoană care observă realitatea înconjurătoare din prezent, fără să se implice foarte tare în dezbaterile politice actuale. Dar acea este absolut fenomenal și realist și am văzut fragmente și replici aproape identice, asistând alături de părinți uneori, de familie, de prieteni, la astfel de discuții. Istorica, discuția cu istorica și evreii. După aceea a fost discuția cu, am mai menționat-o, Codruț. Și în cele din urmă a fost discursul minunat de la sfârșit al Alexandrinei. Vreau să spun o chestie. Dacă te iei așa după asta, dai cuiva să citească și zice, chestia aia scoate-o. Tu citești altcineva și zice, chestia aia este extraordinară. Care? Cineva mi-a zis, o scoți. Poate pentru că, într-adevăr, este foarte este un lucru foarte fierbinte, cum ziceam mai devreme. Bun, ce voiam să mai fac o singură legătură foarte scurtă, că aveam discuția asta mai devreme și mi-a spus în mod special domnul Roșca așa, noi ducem discuțiile din politica actuală în prezent la această masă. Și totuși, vreau să subliniez că în acea discuție despre care adineaul vorbeam, sunt lucruri care zilele acestea, săptămânile acestea, s-au menționat la televizor exact în forma în care apar în momentul scrierii, 2015, istorica. 16. Nu, 16 e momentul... 2016. De exemplu, fragmentul acela cu discuția cu istorica, din prima parte a volumului. Este absolut fenomenal. Acuzațiile cu Soros, care ar fi implicarea iudeo-masonică în România. Uniunea Europeană și felul în care Uniunea Europeană ne calcă pe picioare identitatea națională și așa mai departe. Voiam să citesc din ele, dar nu mai avem timp. Ok. Citiți romanul. E fenomenal. Chiar dacă nu o să visați lucruri, câmpii cu flori cele galbene la sfârșit, o să fie ceva la care o să vă gândiți mult timp.